care a fost extras. Gol. Și l-am băgat din coace de două rame ale cuibului pentru ca să lărgesc cuibul, că asta e intenția mea, să mă duc în toată zona asta. Deci tot ce este jos să fie prin cupuiat. Asta e obiectivul meu. Să am în partea de jos numai al puiet. Iată, punem la loc catul. Acum ar trebui să complet cu rame de cad, dar acele câteva rame mi le folosesc pentru următoarea familie, ca să am flux continuu. Ramele de cad sunt un pic mai late și 3/4. Majoritatea merg pe cat jumătate, adică jumătate de ramă. Asta e 3/4 din rama de jos, ca mărime. Dar datorită faptului că e mai lat, datorită faptului este cam la capacitate cât rama cealaltă mare. Așa, și vă spun, din experiența avută, ăsta e cel mai optim stup la care am ajuns eu. Cu 14 rame jos și cat 3/4 sus, ai un spațiu de depozitare foarte bun, încât problema blocajului este rară. Și dacă vreți, este un fel de prevenire a roitului. Dacă ai spațiu mult, nu mai intră în frigul roitului. Când spațiu e mic, familia ajunge la concluzia că nu mai există posibilitatea să se dezvolte în continuare și atunci intră în frigul roitului. Crețuna ați prins-o. Așa, o albină? Ia, am prins-o. Aceea, acum, urgent, caută să iese, că este afectată și caută să iese din familie ca să nu devină balast. Este cel mai interesant lucru, să nu devină balast pentru familia respectivă. Deci să moară în afară... Să-l afară stupului, așa. Să târe cum poate ea și să iasă afară. Numai dacă moare acolo, atunci imediat sanitarul și luatul. Dau de lucru până o transport afară. Da. Depun, da, cineva s-a ocupat de ea. Oare interesul să nu se ajungă până acolo. Deci după aia se pune capacul de protecție. Da. Și gata, și folia, familia asta. A spus și folia. Am pus hârtia aceea așa. Hârtie de protecție. Diferența dintre familia anterioară și asta este enormă. Vă rog să urmăriți, să filmați așa, în cat albina este prezentă. Dincolo era foarte puțin albină. Câtă vreme este în cat prezentă, înseamnă că este o familie bine dezvoltată. Ea și a cules bine față de cealaltă. Erau ramele goale aproape dincolo. Da? Deci aici este mai mult albină. Ramele de la un capăt aproape sunt pline. Să se apropie o leacă. Așa. Ia uitați. Deci ramele sunt aproape pline de la un capăt. La margine. Pline și cu albină. Dincolo când am scos capul erau câteva albine pe rame. Iată așa. Sigur, o astfel de ramă când ajunge să fie căpăcită tot, vă spuneam că are în jur de 4 kg. E o frumusețe, un spectacol. Aia dumneavoastră cam câte kilograme are? Acum are cam 2 kg asta. O să întâlnim rame complet maturizate, de funcție de puterea familiei. Totul depinde de familie. Cât de bine a lucrat matca. Avem albină, are cine să muncească, să vede și producție, nu? Iată, asta are 3 kg, încărcată cu albină. Așa. Iată-ne. Din nou cu o ramă frumoasă. Eu sunt încântat de ideea asta cu ramei 3/4 și cu late. Sunt încântat pentru că am spațiu de depozitare foarte bun și
Dacă ele tot clădesc, tot lungesc... Sigur că da. Până când apropii una de alta, de rămân numai spațiu de navigat. Îl umplu cu mere. Ele clădesc și umplu cu mere. Așa, așa. Da. Iată, înăuntru zumzetu-și toată povestea, nu? E o ramă de un alt tip, tot așa un pic mai lată, tot după modelul 3 sferturi, pusă anul ăsta, primăvara asta. A fost clădită, a fost foaie pusă pur și simplu. A fost clădită și iată ce frumoasă este rama. Da, și asta. Aș vrea să putem organiza flux continuu. Aici îmi aduc ramele la schimb, eu le duc. Facem ca să meargă treaba repede. Acolo s-a organizat la centrifugă treaba. S-ar putea ca această familie să o găsim în frigul lui Roitor și să rezolvăm problema aceea pe care am anunțat-o la început, când spuneam că obiectivul este prevenirea roirii naturale. Ia să vedem. Aceste rame le văd curate, noi, deci sunt introduse acum anul ăsta. Da, da, sunt crescute, sclădite anul ăsta. Da, și de o frumusețe rară, iată, ce minune a putut face Albin aici. Așa, avem, sper să țină caseta. Să reușim să ne uităm și un cuib un pic. Să prindem... Pot să închid. Ia închid. Rama oarbă și a fost bătută uniform de matcă cu ouă de trântori. Ei bine, aici varoa, care preferă trântori, aici s-a concentrat. Practic, acum noi am făcut un tratament natural, fără să folosim varachetul, având această ramă, am colectat varoa aici. Da. Acum, asta să dau la puișor de sfac acum și facem o surpriză puișorilor la mănăstire nemaipomenită. Abia să așteaptă. Cred că... Deci, în situația în care avem multă albină, da? Da. Fumul este șansa apicultorului. Dacă nu s-ar fi, dacă apicultorul n-ar fi descoperit că albina fuge de la fum, se anesteziază așa un pic, nu știu ce ar fi făcut el. Deci am intrat în cuib. Da, acum intrăm. Suntem în situația aceea pe care am prevăzut-o. Familia a intrat în frigul roitului, are deja boți încheiate și acum recoltăm o parte din boți. O să lăsăm botca care ni se pare cea mai frumoasă pentru familia asta și celelalte le recoltăm. Așa. Iată, asta este în creștere, o lăsăm pe asta în creștere. Cu orice atingere a unei boci în creștere, înseamnă că, de fapt, botca aceea este compromis. Deci o lăsăm, fiind normal, în creștere. Da, normal, astea sunt niște boci care vor înlocui pe aia care îi prezentă acum. Matca care e activă acum. Care